Echipa Dinamo București vine duminică seară la Giurgiu pentru a se întâlni cu Astra în cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1 la fotbal. Formația bucureșteană va fi susținută de zeci de suporteri care nu au o imagine deloc bună în ceea ce privește comportamentul la competițiile sportive. Suporterii dinamoviști sunt printre cei mai violenți din România și de aceea jandarmii giurgiuveni se pregătesc să le facă față. Peste 100 de jandarmi vor asigura duminică măsurile de ordine publică pe timpul partidei de fotbal dintre Astra Giurgiu și Dinamo București. Meciul se va disputa începând cu ora 21:30, iar accesul în incinta arenei sportive va fi permis începând cu ora 19:15. Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege, ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanților la această competiție sportivă. Accesul în incinta arenei sportive va fi permis începând cu ora 19:15, pe bază de bilete, invitații și tichete parking. Suporterii echipei Astra vor intra prin locurile special amenajate din Alea Mica de Zahăr și strada Chonsi Harbi, iar susținătorii echipei Dinamo pe la punctul de acces din Alea Plantelor. Meciul Astra Dinamo București se va disputa începând cu ora 21:30 pe stadionul municipal Marina Nastasovici.